Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comori din Pământ. Sunt Traian Alda, gazda dumneavoastră, și continuăm istoria poporului Israel după ce s-a întors din robia babiloneană și a început restaurația. Mare bucurie, un triumf, un reînceput cu adevărat frumos, pus pe aceeași temelie, cu încredere în Dumnezeu, cu o bună organizare și cu toate speranțele să aducă o mare binecuvântare. Dar, de fiecare dată când există o asemenea locare frumoasă, există și un piedică, un mare dușman. Dușmanul acesta care va apare în calea evreilor și va continua să existe pe toată perioada lor, vor fi sau va fi poporul samaritean, samaritenii. Cine sunt, de fapt, samaritenii? Lucrul acesta îl prezintă foarte clar Biblia și este bine să îl putem vedea așa cum ne spune Biblia. În a doua împărați, capitolul 17, ni se prezintă următoarele. Versetul 23 este finalul regatului lui Israel, regatul de nord. Israel a fost deportat din țara lor în Asiria până în ziua aceasta. Iar de la 24 ni se spune ceea ce a urmat. Și împăratul Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamad și din Sefarvaim și i-a așezat în cetățile Samariei, în locul fiilor lui Israel, și au luat în stăpânire Samaria și au locuit în cetățile ei. Și a fost așa, la începutul locuirii lor acolo nu se temeau de Domnul și Domnul a trimis printre ei lei care au omorât pe unii dintre ei. Și împăratul Asiriei a poruncit zicând, duceți acolo pe unul dintre preoții pe care i-ați luat de acolo și ei să meargă și să locuiască acolo, iar el să-i învețe obiceiul Dumnezeului țării. Deci iată că o populație păgână din multe cetăți ale Orientului Mișlociu sunt aduse și colonizate pe locul lui Israel care a fost deportat în altă parte. Evident că în țară au rămas foarte puțini evrei, așa după cum citim din alte rapoarte. Și atunci, rămășița care a rămas, cu populația care a venit, au început să aibă relații între ei, să se căsătorească și să facă un popor de amestec. În al doilea rând, faptul că noi veniți erau idolatri și au venit cu zeii lor și au făcut altare și temple zeilor lor, Dumnezeu a reacționat prin niște atacuri ale fiarilor sărbatice pe care ei le-au interpretat că sunt datorate faptului că nu cunosc obiceiul țării și nu cunosc pe Dumnezeul țării. Și acum intervine partea religioasă. Sunt aduși preoți care slujeau în trecut altarului din Dan și altarului din Betel, vițeilor ridicați de Ieroboam, și care era o religie și ea amestecată, religia biblică, cu idolatrie, și aceștia i-au învățat elemente legate de Dumnezeul adevărat. Acum, mai departe, Biblia ne spune, S-au temut și de Domnul și au făcut, toate categori și -au făcut din toate categoriile lor preoții a înălțimilor care jerfeau pentru ei, în casele înălțimilor, s-au temut și de Domnul și au slujit și Dumnezeilor lor, după obiceiul națiunilor din care fuseseră deportați. Acestea sunt samariteni. Un popor de amestec între rămășița evreilor și păgânii aduși din alte cetăți, și un popor care se închina și zeilor lor, dar se temeau și de Dumnezeul evreilor foarte interesant. Samaritenii, practic, reprezintă primul grup din istoria religiilor lumii care a creat un sincretism religios. Următorul sincretism religios în masă va fi creat în epoca elenistică prin contactul dintre greci și lumea orientală, dintre zei grecilor, filozofia greacă și religia orientală. Aici avem un sincretism între religia biblică și păgânismul oriental. Probabil cel mai periculos sincretism. Probabil că lucru care liniștește conștiința foarte multor închinători, că ei îl adoră pe Dumnezeu adevărat, cred în el și se închină. Dar ce are, dacă se mai duce și. Altă biserică, dacă mai face și un alt ritual, dacă ține și o altă sărbătoare, ce înseamnă lucrul acesta dacă se închină și la unul și la altul. Acestea sunt samaritenii. Cum să vedem care va fi relația dintre noi veniți la Ierusalim, iudeii care se întorc să-și reconstruiască templu și acești samariteni? Care erau aici de peste 100-150 de ani, fiindcă deportarea Israelului a avut loc prin anul 720-722. Hai să luăm anul 700, când vor fi acest amestec între unii și alții, când vor veni preoții aceia, iar acum, în, în 530, deja ne apropiem de 200 de ani. Erau Oamenii locului se credeau proprietare tuturor lucrurilor, așezați cu vechime, și acest Samariteni vor veni destul de repede la Ierusalim, oferindu-se și spunând: Uite, și noi ne închinăm Dumnezeului vostru, Iahve. Credem în El. Uite, avem cărțile lui Moise, Tora, și citim din Tora respectăm sabatul. Primiți-ne și pe noi ca să lucrăm împreună cu voi la reconstrucția templului. În prima variantă sau la prima vedere ar fi fost uh, o mare favoare. Suntem puțini, avem bani puțini. Când vine cineva și uh, se oferă să ne ajute, când mai vin și alte fonduri care vor să se adauge la puținul nostru? O, oh, e o mare binecuvântare. Sigur că da, vă primim cu brațele deschise. Am fi zis noi, sau poate chiar unii dintre evrei, dar oamenii reconstrucției au fost oameni al lui Dumnezeu, Zorobabel, Iosua și alții. Au fost oameni care nu au gândit din punct de vedere material, nu au gândit din punct de vedere politic, ci au gândit din punct de vedere spiritual. Ei au pus prima întrebare. De ce am fost noi duși în robie? Pentru că am luat din obiceiurile neamurilor păgâne și ne-am închinat zeilor lor. Asta a fost cauza principală. Ce am promis noi lui Dumnezeu când ne-am întors înapoi? Am promis că nu vom mai avea niciun contact cu idolatria păgână. Vom elimina absolut orice însemnează închinare falsă, nebiblică. Iar acum, ce însemnează oferta samaritenilor? Tocmai ispita de a întinde din nou mâna și a face o alianță cu semipăgâni. E adevărat, crede în Iahve, dar au și pe zeilor. Și atunci, odată cu o parte bună, va veni și o parte rea. Și întotdeauna din nefericire, elementul rău are mai multă influență. Un singur element la locul lui, strică totul. Și atunci, evrei a spus așa. Respingem orice legătură cu popoarele păgâne. Un om care este pe deplin convertit, un om care a eliminat orice din actul idolatriei păgâne, poate să fie cu noi. Neti Ei nu sunt evrei, dar ei au acceptat 100% religia evraică. Ei sunt cu noi și reconstruiesc. Dar samaritenii, care sunt cu inima împărțită, jumate iahve, jumate idolatrie, nu pot să construiască. Și nu i-au acceptat. Faptul că nu i-au acceptat este un lucru bun. Probabil că și astăzi mulți dintre noi am criticat această politică exclusivistă, această politică împotriva principiului general de unitate, de globalism, de ecumenism. Trebuie să ne înțelegem, trebuie să ne împăcăm, trebuie să ne apreciem unii pe alții. Politica aceasta exclusivistă este întotdeauna criticată, privită ca un pericol social. Dar evreii au luat această linie, pentru că au știut prin ce au trecut și au vrut să evite orice altă cădere. Un gând inspirat al spiritului profeției ne spune așa, linia de despărțire, între poporul lui Dumnezeu și lumea cealaltă trebuie să fie foarte clară. Atunci când te întâlnești cu un bărbat sau cu o femeie și îl privești cum este îmbrăcat, cum vorbește, cum se comportă, ce mănâncă, trebuie să știi aproape cu siguranță cine este. Și poți să spui, acesta este un creștin, care trăiește conform Bibliei sau acesta este un om din lumea largă. Linia de despărțire între poporul lui Dumnezeu și restul lumii trebuie să fie foarte clară. Cu ce te deosebești tu de vecinii tăi, de colegii tăi, de celălalt? E ceva care te deosebește? E bine. Dacă nu te deosebește nimic, Faci și tu și te comporți și te îmbraci în tocmai ca și ei, atunci e o problemă. Gândește-te, roagă-te și cere-lui Dumnezeu ca și în viața ta și în viața familiei tale, linia de despărțire dintre lume și tine să fie clară. Aceasta este doar partea vizibilă, partea exterioară. De fapt, linia de despărțire însemnează spiritual și firesc. Un mod de a gândi spiritual conform Duhului lui Dumnezeu, conform cuvântului Său, și un mod de a gândi firesc, material. O câștigăm, avem avantaje. Avem avantaje pe o parte, dar pierdem totul pe cealaltă parte. Aceasta a fost problema samaritenilor. Nu știm multe lucruri din ce s-a întâmplat atunci. În acei primi ani, din 539, anul ocupării Babilonului de către Medoperci. și până în anul 536, când a început reconstrucția templului, e vorba de trei ani de zile, perioadă în care s-a discutat decretul și a fost dat, perioadă în care evreii au luat cunoștință și s-au hotărât să plece, care au plecat și au ajuns pentru că n-au zburat cu avionul, le-au trebuit luni de zile să parcurgă acest drum. Apoi, începutul organizării, n-aveau case, trebuie să-și caute locurile lor, pe unde au fost, să se aranjeze și până când a început reconstrucția templului, au trecut trei ani de zile. Ce s-a întâmplat în acești trei ani de zile. Aici avem o mică fereastră pe care ne oferă Daniel, bătrânul Daniel. Dacă avea 18 ani, când a fost dus din Ierusalim în anul 565, acum în 536, când a început reconstrucția Templului, el avea deja 86 de ani. La peste 80 de ani, Daniel nu a mai plecat în Ierusalim. Nu știm de ce. Poate bătrânețea, poate. Poate slujbele care le avea la curtea regală și care îl țineau legat acolo, și aceasta se poate. Nu știm. Știm un singur lucru. Daniel auzea tot ceea ce se întâmpla în Imperiu. Veștile care veneau de la Ierusalim, de la evrei, de la samariteni, de la arabii din jur, treceau și pe la el. Pentru că era unul din oamenii cei mai importanți de la Curtea Regală. Și Daniel auzea veștile rele. Auzea criticile samaritenilor, auzea acuzele arabilor, auzea uh, vorbele multora din miniștri. Da, de ce evreilor? Sunt un popor rebel, sunt foarte periculoși, nu trebuie să le aprobăm. Toate acțiunile care erau împotriva lor, Daniel le auzea. E foarte adevărat că el avea o relație privilegiată cu Împăratul. Și ar fi putut să meargă la Împărat și să spună foarte serios, să știi, uite, Dumnezeu te-a ales pe tine, tu trebuie să faci aceasta, nu trebuie să te lași influența. Luptă pentru asta. Dacă vei face, Dumnezeu te va ajuta. Putea face treaba aceasta. Probabil că, într-o anumită măsură, a și vorbit, dar Biblia ne spune altceva. În Daniel, capitolul 10, spune În zilele acelea, eu, Daniel, am fost în jale trei săptămâni de zile. N-am mâncat pâine plăcută și carne și vin n-au intrat în gura mea și nu m-am uns deloc până la împlinirea celor trei săptămâni de zile. Și în a 24-a zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare Hildechel, mi-am ridicat ochii și am văzut și iată un om îmbrăcat în in. Trei săptămâni de zile am fost în jale. În momentul cel mai critic al istoriei poporului său de curând, întors în Israel, popor supus tuturor criticilor vecinilor, dușmani, samariteni, arabi, amoniți, azdodiți și alții, în momentul în care el știa discuțiile care erau în cancelarea regală, Daniel se duce în camera lui de rugăciune și se roagă. Era acea cameră unde a reportat victoria împotriva leilor, leilor colegi și leilor din groapă. Era acea experiență formidabilă că rugăciunea nu trebuie niciodată întreruptă. Și acum Daniel postește și se roagă Doamne, numai Tu poți să intervii. Avem cea mai extraordinară ilustrație biblică despre ceea ce se întâmplă în realitate, în istorie. Noi vedem doar cu ochii aceștia. Vedem că un, unul merge în stânga, în dreapta, o armată este mai puternică decât cealaltă și înaintează. Vedem că unul se ridică, altul cade de la conducere, vedem aceste lucruri. Și le punem pe seama evenimentelor, împrejurărilor, greșelilor, etc. Dar, aici în Daniel 10, Dumnezeu dă la o parte cortina, cortina timpului, cortina spațiului. Și avem posibilitatea să vedem dincolo de ceea ce pot să vadă ochii noștri avem ocazia să vedem în spatele cortinei forțe mult mai mari care sunt implicate în marea bătălie cosmică. Pentru că de partea răului e satana și îngerii lui, cu o armată teribilă care se luptă să stăpânească, să conducă și care cea mai mare parte din lumea aceasta ascultă de el. De cealaltă parte, avem copiii lui Dumnezeu. O rămășiță, foarte puțin, de multe ori slabi, fără mijloace materiale puternice, dar care au de partea lor cerul, îngerii buni și pe Domnul Hristos. Iar Daniel vede ceea ce se întâmplă în spatele cortinei. Vede lupta dintre îngerii buni și îngerii răi. În viziunea pe care o are îngerul Gabriel, comandantul îngerilor cerești care a preluat locul lui Lucifer vine și spune Daniele, om prea iubit înaintea Dumnezeu, vreau să spun că trei săptămâni m-am luptat cu căpetenia împărăției Persilor. trei săptămâni am căutat să uh, mențin uh, lucrurile favorabile pentru poporul tău, pentru poporul lui Dumnezeu trei săptămâni am depus tot efortul posibil ca acest caz frumos și favorabil să reușească. Și n-am reușit. Căpetenia împărăției Peșo mi-au pus o forță teribilă. Și aici nu este vorba de împăratul Cir, care era favorabil evreilor. Nu este vorba de un om. Pentru că un înger nu se luptă cu un om. Un înger se luptă cu un alt înger. E vorba de căpetenia Duhului, răutății care sunt în locurile cerești, așa cum spune Pavel în Efeseni. Deci o luptă între Gabriel și Lucifer, indecisă, trei săptămâni. Dar mai departe spune Gabriel, după trei săptămâni, când și tu te luptai în rugăciune, nu știai multe lucruri, dar simțeai că este o problemă arzătoare în joc și susțineai cauza lui Dumnezeu prin rugăciunile tale. După ce eu m-am luptat trei săptămâni și tu te-ai rugat trei săptămâni, a intervenit Mihail, căpetenia cea mare a cerului. A intervenit în luptă și a îmbiruit. Căpetenia peșilor a fost învinsă și lucrurile merg pe drumul cel bun. Care era problema? N-aș putea spune exact. Probabil că decretul era dat, dar se încerca stoparea lui. Poate că decretul nu era dat și era lupta pentru a fi dat sau nu. Nu are importanță ce aspect a acestui decret este în discuție. Important este că acțiunea era ca să stopeze orice activitate de restaurație, să stopeze orice activitate bună pentru refacerea închinării, pentru întoarcerea în țara ta și pentru a te consacra lui Dumnezeu. Este vorba de orice suflet care se hotărăște să treacă de partea lui Dumnezeu, să încheie legământ cu El, să îl slujească pe Dumnezeu. Orice om, orice grupare care se găsește în această situație are de înfruntat ura, împotrivirea și dușmânia căpeteniei împărăției perșilor, adică forțele răului din locurile cerești. Dar, prieteni, dat fie Dumnezeu, pentru că bătălia întotdeauna e câștigată de cer. Pentru că în mijlocul bătăliei intervine întotdeauna Domnul Hristos, biruitorul, cel care n-a pierdut nicio bătălie. Și Domnul Hristos intervine. Și intervenția sa a fost favorabilă evreilor. Este probabil cel mai frumos act de la începutul restaurației. Cea mai măreață descoperire pe care ne-o face cuvântul lui Dumnezeu despre lupta vizibilă și invizibilă din spatele cortinei. Acest tablou are rolul să întărească și mai mult credința noastră în Dumnezeu. Ceea ce este deosebit de important, că în cartea lui Daniel, în ultima lui viziune, Daniel 10 până la 12, Mihail intervine de trei ori. Prima dată intervine în cancelaria persană pentru iluminarea minților celor de acolo și în special a lui Cir Persanul, ca să fie favorabile evreilor. Și ultima dată, capitolul 12 cu 1, Mihail intervine la finalul istoriei. Când toate forțele răului, nu doar imperiul persan de atunci, ci toate forțele răului coalizate împotriva poporului Dumnezeu care păzesc poruncile Lui, au mărturia Lui Iisus Hristos și au credința Lui Iisus Hristos, vor să distrugă acest popor, să nu mai stea izolat, să nu mai fie unici, ci să intre în marea masă amorfă care se închină și Lui Dumnezeu și idolilor. Și atunci când cei care vor să rămână integri pentru Dumnezeu vor suferi cea mai teribilă persecuție și cel mai teribil decret dat vreodată împotriva poporului Dumnezeu, va interveni din nou Mihail. În ziua aceea se va scola marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului Dumnezeu. Prieteni, trăim încă un timp de pace, de libertate, de prosperitate și nu prea ne vine să credem în aceste situații extreme, periculoase, dar profeția ne spune că ele ne așteaptă. Sunt chiar în fața noastră. Și profeția ne spune acest lucru ca să ne pregătească, să ne întărească, să avem încredere în Mihail. El va mai interveni odată pentru poporul său. Aș vrea ca atunci să fii și tu în aceeași grupă. Să te bucuri de intervenția lui Mihail, să te bucuri de ocrotirea sa și să te bucuri să intri cu el pe porți în cetatea Noului Ierusalim. Dumnezeu să-ți ajute. Până data viitoare, numai bine.